Se pun ouăle într-un recipient, se adaugă spanac și se mărunțește cu blender de mână. Se pune iaurtul în bol, se toarnă mixtura de spanac, se condimentează cu sare, piper, se mixează. Apoi se adaugă făină și se amestecă până dispar cocoloașele. Se prăjesc clătitele 4-5 minute pe fiecare parte. Se servesc clătitele cu smântână, somon slab sărat, caviar și lămâie. Poftă bună!